Bună seara, prieteni, ora 20:59 de minute, emisiune de promovare electorală, prieteni, emisiune realizată de Societatea Comercială Tasamsil SRL Vaslui, la comanda Organizației Județene Vaslui a Partidului Social Democrat. Invitat în studio în aceste momente este domnul Valeriu Caragață, candidatul la funcția de senator în Senatul României al Organizației Județene Vaslui a Partidului Social Democrat. Bună seara, domnule profesor! Bună seara, bună seara, bine v-am găsit și chiar la această oră înaintată. Sperăm că putem dezbate probleme care ne privesc pe toți legat de dorința noastră de a moderniza comunitățile, dorința noastră de a face lucrurile mai bine. Eu o să, așa să spun, pentru început, haideți să vedem cine este Valeriu Caragață, care e pe locul... Locul 2. Pe listele la Senat, la Senatul României, din partea Organizației Județene a Partidului Social Democrat. Cine sunt eu? Numele meu este Valeriu Caragață, așa ca la orice interviu. Am 46 de ani, căsătorit, un copil, profesor gradul 1 și sunt născut aici în Vaslui, jet by jet. Lucrez în învățământ, am lucrat, lucrez și totodată în administrația publică locală și mă identific cu oamenii din această comunitate, mă identific cu valorile județului și ale municipalității și consider că aceste lucruri dau așa un imbold patriotic în ceea ce privește reprezentarea cu cinste a comunității noastre. Da. Un, să spun așa, un CV scurt la obiect? L-am făcut scurt, sigur, sunt absolvent de studii superioare, am terminat geografie și geologie, dar faptul că am intrat în administrația publică locală începând cu anul 2008, mi-am completat studiile în zona aceasta de management, de administrație publică locală, de dezvoltare regională, astfel încât am parcurs o serie de programe de formare profesională în cadrul Universității Alexandru Iancuza din Iași, urmând politici publice și management instituțional. În prezent urmez un master la Centrul de Studii Europene din cadrul Facultății de Drept la aceeași universități, Alexandru Iancuza din Iași. Da. Da, sunt în anul 2 și cu speranța că vom, în contextul pandemiei, pentru că facem online, vom reuși sau voi reuși să finalizez și aceste cursuri. Cursuri. Domnule profesor, sigur, iată, ați fost viceprimar, administratorul viceprimar al municipiului Reșeniță de județ, să facem precizare, administratorul județului, administratorul public al județului Vaslui. Iată două funcții care demonstrează că aveți experiență în ceea ce înseamnă administrație locală. Ce veți face în calitatea dumneavoastră de viitor senator, dacă Vaslui vă vor da girul? Ce veți face pentru Vaslui? Cum ar arăta Vasluiul în viziunea candidatului, da, Valeriu Caragaț? Cu permisiunea dumneavoastră, un scurt istoric. Cariera mea profesională am început-o în 1998, după ce am terminat facultatea și am lucrat în Iași, la un liceu teoretic. Acolo mi-am început cariera în învățământ, după care am simțit nevoia să mă retrag în Vaslui și aici acasă. Am dat examen de titularizare și m-am titularizat în municipiul Reședință de Județ. În 2008 am avut norocul și onoarea de a deveni viceprimar al municipiului Vaslui alături de domnul primar Vasile Pavel, astfel încât în perioada 2008-2012 mă identific cu o perioadă extrem de prolifică și extrem de
de intensă în ceea ce privește activitatea mea. De ce spun acest lucru? Odată că am fost nevoit să învăț foarte multe lucruri legate de administrația publică locală, legate de cadru legislativ, de proceduri, pentru că aceste lucruri sunt absolut necesare într-o activitate administrativă. După ce am încheiat acest mandat 2008-2012, am candidat la Consiliul Județean pe funcția de administrator public al județului Vaslui și am dat concurs în acest sens, căutând să mă dezvolt, căutând să pun în valoare experiența mea pe care am căpătat-o în calitate de viceprimar. S-a terminat și celălalt și primul mandat de administrator public, pentru că și e bine de precizat acest lucru, că administratorul public, în conformitate cu vechea lege 215/2001, dar și preluat de codul administrativ, noul cod administrativ, mandatul administratorului public este de 4 ani. El urmează mandatul ordonatorului principal de credite, după respectiv caz, președinte sau primar, depinde de, pentru că această funcție este înființată și specifică pentru toate unitățile administrativ-teritoriale, începând de la comună, oraș, municipiu, respectiv județ. Și iată, în prezent am încheiat cel de-al doilea mandat al meu de administrator public al județului Vaslui. Spun că am încheiat pentru că pe 22 octombrie am depus jurământul în calitate de consilier județean, funcție obținută în urma alegerilor locale de pe 27 septembrie anul curent. Vreau să profit de ocazie și să mulțumesc tuturor vasluienilor care au avut încredere în Partidul Social Democrat și implicit în persoana mea și mi-a oferit ocazia ca să continui în această calitate și îi asigur că mă voi achita cu responsabilitate de toate atribuțiile și sarcinile care îmi revin mie ca în calitatea mea de consilier județean. În momentul de față, sunt unul dintre candidații propuși la Parlamentul României, pe locul 2, la Senat, și așa cum fac toți candidații la aceste funcții specifice... Da, o funcție importantă. Specifice alegerilor de pe 6 decembrie, alegerile parlamentare, îmi voi face datoria pentru a oferi informații, a oferi explicații și argumente în ceea ce privește poziția mea față de această funcție și cât de importantă și cât de productivă va fi pentru județul Vaslui. Da. Sigur, eu vă propun și aș vrea după aceea să trecem și la nivel de județ, dar aș vrea să vedem ce s-ar putea face mult mai bine din postura de om al legiuitor. Al legii, da. Acolo se face legea, acolo e creuzetul. Parlamentul este instituția legislativă, cea mai importantă, instituția centrală, care concepe, inițiază, analizează, dezbate și dă legi. Emite legi pentru funcționarea statului român. Eu acum privesc de jos în sus, pentru că eu sunt în zona autorității publice locale care pune în aplicare în acele legi. Și nu sunt puține acele legi. Da, absolut. Dacă îmi permite să enumăr câteva dintre ele ca să facem un cadru de discuție, păi vorbim despre codul administrativ, vorbim despre legea finanțelor publice locale, vorbim despre legea asistenței sociale, vorbim de legea drepturilor copilului și protecției copilului, vorbim de legea de urbanism, vorbim de legea care
50, mă scuzați, legea 50 care are în vedere autorizarea lucrărilor de execuție, nu întâmplător amintesc, pentru că nimic nu se construiește, nimic fără această lege, fără autorizație. Da? Vorbim de legea achizițiilor publice, vorbim de legea patrimoniului și multe, multe alte legi care pur și simplu, fie că sunt legi organice, fie că sunt legi speciale, care trebuiesc implementate și totodată reprezintă cadrul după care autoritatea publică locală își desfășoară activitatea. Și de asta spun de experiența pe care am dobândit-o, întrucât din 2008 și până în prezent, 2020, iată că sunt 12 ani de activitate în administrația publică locală, am lucrat în spiritul legii și totodată raportându-ne la nevoile comunităților noastre, că vorbim de întreg județul Vaslui, de toate orașele și comunele din județul Vaslui, astfel încât impactul social și economic al acestor legi să fie cât mai mare. Rolul meu de, în calitatea mea de senator, vă spun sincer, este de a corija anumite sincope și anumite inadvertențe și nepotriviri legislative cu care ne-am confruntat în activitatea noastră, dar și vă spun sincer, în calitatea mea de administrator public am fost și sesizat de către primari, diferiți primari, pe anumite probleme legate de evidența populației în ceea ce privește anumiți copii care nu erau înregistrați, adică copii nedeclarați, de exemplu. Copii nedeclarați și te trezești că el merge la grădiniță, înregistrat la creșă și te trezești că el este un adolescent, vă spun, am avut un caz, dar am rămas și eu mască, dar la Coroiești. La Coroiești, da. A fost o situație destul de sensibilă, aș putea spune, și stăteam și căutam soluții cum îl putem înregimenta în rândul celor vii. Da, da? El, adică el exista, dar nu exista, nu? Da, cam genul ăsta. Am dat un exemplu. Da. Sunt aspecte legate de legea achizițiilor publice, care, mă rog, anumite nepotriviri, anumite situații care trebuiesc reglementate, corijate și ele să devină ușor de aplicat atunci când ele sunt folosite. Dincolo de acest lucru, strict pentru județul Vaslui, sunt programele de finanțare. Pentru că Senatul se ocupă și de determinarea direcțiilor de dezvoltare la nivelul țării noastre, la nivelul României. Stabilește... La nivel macro. Sigur că la nivel macro. Vorbim de... stabilirea și aprobarea legilor în ceea ce privește finanțarea europeană. Acum suntem în, sau mă rog, în perioada aceasta se definitivează programul cadrul de finanțare 2021-2027 cu proiectele, cu programele de finanțare pe fonduri europene. Vă dați seama că aceste lucruri nu pot fi reglementate decât prin anumite legi, prin anumite proceduri, astfel încât să fie clar modul de aplicare la nivel de autorități de management, la nivel de organisme intermediare. De asemenea, senatul sau faptul că ești senator, vorbim la modul impersonal, nu înseamnă că trebuie să te rupi de autoritatea publică locală. Din contra, trebuie să asiguri o conexiune permanentă, o legătură permanentă între ceea ce reprezintă nevoia comunității locale și punerea în operă la nivel de cadru legislativ, astfel încât lucrurile să fie rezolvate și eficiente pentru cetățean. De ce spun acest lucru? Pentru că de multe ori, sau de cele mai multe ori, apare o ruptură între autoritatea locală și Parlament. Eu așa, până de, nu de mult, vedeam lucrurile că Parlamentul este o instituție undeva acolo sus, iar autoritatea locală se chinuie, se necăjește, se frământă, caută soluții și de multe ori poate este învinsă că
nu are cadrul necesar să... Cadrul legal, legislativ. Să-și rezolve legal, problemele. Apropo de această ruptură, se vorbește de an bun de o descentralizare, nu neapărat regională, ci a deciziei la nivelul autorității publice locale. Adică autoritatea publică locală, mai aproape de nevoile de dezvoltare ale comunităților respective, să poată decide în ceea ce privește direcțiile de dezvoltare, modalitățile de finanțare. Și chiar în programul Partidului Social Democrat există ca propunere, dacă vreți, ierarhia sau modul de aplicare în ceea ce privește finanțarea utilizată în punerea în operă a proiectelor la nivelul comunităților. Adică, mai întâi să se utilizeze fondurile europene, după care bugetul consolidat al statului și apoi bugetul local al comunității respective. Mulți puțini cunosc că bugetul unei autorități locale, adică din veniturile proprii, abia se ridică undeva la 20%. Deci 20%, cam asta, atât acoperă. În jur de 20%. Deci 80% restul, trebuie să vină din altă parte. Restul vine de la bugetul consolidat al statului. Și asta înseamnă colectarea veniturilor. Taxe, da? Impozite, amenzi și câte și mai câte. Da. Aceste venituri vin, adică aceste venituri iau calea finanțării în urma aprobării bugetului de stat, da, conform criteriilor pe care mulți dintre noi le cunoaștem, vorbim de criteriul suprafeței, număr de locuitori și multe nivelul proiectelor și așa mai departe, dar în egală măsură sunt și legile speciale care, cum este legea asistenței sociale, da, care pur și simplu este finanțată direct de la, sau legea educației, da, personalul și toate aceste lucruri vin de la bugetul consolidat al statului. Ceea ce face ca încă o dată să subliniez legătura strânsă, conexiunea strânsă între autoritatea publică locală și autoritatea centrală. Eu tot am căutat, am lucrat și am văzut cum stau lucrurile și cred că am înțeles foarte bine importanța acestei legături. De multe ori am fost la minister în calitate de reprezentant al Consiliului Județean, dar și la momentul respectiv în calitate de reprezentant al primăriei municipiului Vaslui pentru anumite proiecte. M-am dus la ministere, m-am dus în consiliile ministeriale pentru aprobarea indicatorilor la anumite investiții, de exemplu, ambulatorul de din fața spitalului județean. Am format o echipă alături de managerul spitalului, doamna Rinder, și am fost în comisia ministerială în ceea ce privește aprobarea indicatorilor. În felul acesta mi-am dat seama cât de importantă este această legătură între autoritățile publice, centrale, respectiv locale. Am încercat în mare să zugrăvesc cum văd eu lucrurile și care ar fi rolul unui parlamentar dincolo de rolul său de a lucra în comisii, dincolo de a stabili care ar fi cele mai bune legi în privința cetățeanului, ca să o luăm de la unitate, ca să zic așa. Mai sunt și alte aspecte punctuale, am zis că le lăsăm mai târziu. Municipiul Vaslui, de fapt orașele și comunele din județul Vaslui au nevoie de finanțare, au nevoie de programe de dezvoltare. În municipiul Vaslui, de exemplu, îmi vine în minte, și aici domnul primar este cel care a furnizat aceste informații și de foarte multe ori a ridicat această problemă și de multe ori a venit în fața vasluienilor în anumite momente neputincios. Regularizarea râului Delea, Vasluieț, da? Desecarea șesului, pentru că canalele de desecare și sunt colmatate, pânza freatică se ridică, o să apară, drept urmare, se vede vegetația hidrofilă, se vede că începe să crească abundent.
Acest lucru ține de Ministerul Mediului, de alte instituții ale statului. Aici trebuie făcut lobby, nu? Aici trebuie făcut, sigur că avem mai mult sau mai puțin, nu-mi face plăcere să o zic, este Palatul Copiilor. Este o instituție ce care... Ce se întâmplă cu Palatul Copiilor? Ce se întâmplă cu Palatul Copiilor? Se află în continuare în instanță. Dar aici toată lumea spune într-adevăr că e instanță, dar în instanță, practic, așa pe scurt, povestea acestui tragedii, ca să nu zic că e o tragedie, că se dărâmă până la urmă. Da. Lucrurile au fost foarte... Casa Mavrocordat. În mare, lucrurile sunt simple. De ce? Adică, acum vreo 11 ani, dacă nu mă înșel, dar cred că sunt mai bine de 10 ani, Ministerul Educației a scos la licitație reabilitarea Palatului Copiilor. A câștigat o firmă din Iași, toate bune și frumoase, a început execuția lucrărilor, până când... și mai frumoasă. Da, până când s-a înfundat. În sensul că antreprenorul s-a trezit că trebuie mai mulți bani. Și Ministerul Educației a spus, domnule, licitația, în urma licitației la care ați participat, că acolo nu participă orice firmă, ci trebuia să îndeplinească niște criterii, pentru că vorbim de o clădire de patrimoniu și, mă rog, s-a calificat firma respectivă, nu-i dau numele, s-a înfundat pentru că a cerut mai mulți bani, a considerat că, domnule, lucrarea face mai mult pentru că sunt foarte multe lucruri de făcut și trebuie să facem un act adițional de actualizare a valorii contractului. Ei, aici a început sarabanda, a început jocul. Domnule, ca să știe lumea, când te duci sau se duce un antreprenor sau un agent economic la licitație, în perioada de licitație, se fac clarificări și de o parte și de alta, se pun întrebări. Domnule, este, nu este, se verifică amplasamentul. La fața locului, la fața locului. Se băi, verifică obiectivul, să vadă, da, cu ce ei, fac. Și s-a stabilit o valoare. Valoarea respectivă se regăsește în contractul de prestări servicii. Sigur. Ei, și s-a ajuns în instanță. Că cine are dreptate? Și de atunci, în instanță, au apărut situații penale. Adică, multe lucruri care țin de zona penalului. De falsificări de semnături, de acuze de diferite feluri, instrumentare de către Inspectoratul Județean de Poliție din acest punct de vedere, anchete peste anchete, reluări și recuzări de judecători și mai știu eu de care. În prezent, litigiul comercial este în instanță și la ora actuală... Și-i blocat în instanță sau se judecă? Păi Nu, se judecă. Se judecă. S-au făcut expertize peste expertize și în continuare trebuie să se hotărască cine are dreptate. Da? Între timp, clădirea se află cum se află, o știm cu toții, probabil o să ajungă să dărâme dacă... Să dărâmă, da. Nu aici până la urmă am vrut, dar dacă totuși... Vreau să spun că poate este nevoie la nivel de reprezentant al Parlamentului, da? Da. Și al comunității, da. Dom'le, să rezolvăm problema asta. Și știți de ce? Nu știu cât cunoaște ministrul educației, nu știu cât cunoaște funcționarul de acolo problema, durerea noastră a celor din comunitatea vasluiană legată de acest edificiu. Păi e un monument. Da. Deci, de asta am spus că împreună cu domnul primar, să reușim, poate, să așezăm lucrurile acestea. De multe ori am spus, de ce nu se disjunge? Adică, domnule, sunt expertize, am constatat cine a făcut, cum a făcut, cât a făcut și să judecăm, să vedem cine e vinovat. Penalul deoparte. Dar, domnule, să ne apucăm, să scoate din nou la licitație, să reabilităm clădirea asta. Sunt sute de copii, peste 1000 și ceva de copii, care frecventează cercurile de acolo. Adică eu și cu rezultate deosebite, este prima instituție, primul palat al copiilor din țară care a câștigat
certificatul de școală europeană. Asta înseamnă ceva. Ceva, da. Asta înseamnă, asta înseamnă că ceva aici funcționează acolo. Și funcționează datorită, bine. Da. Datorită colegilor noștri profesori de acolo și datorită părinților și datorită copiilor care sunt talentați și vor să... Este o instituție, zic eu, vocațională. Vorbim de în Vaslui. Vorbim și trebuie, acum că este un subiect de actualitate și va deveni și mai de actualitate, despre centura ocolitoare a Vasluiului. Este un obiectiv care trebuie susținut. Da? La nivel local se fac tot felul de studii, se fac tot felul de analize, de trafic, de ce vreți dumneavoastră de mediu, dar el, acest obiectiv trebuie să capete contur și să aibă o susținere la centru. Apoi, toate aceste programe care au menirea, vorbim de regenerarea, vorbim în general, regenerarea urbană, care înseamnă mobilitate urbană, transport ecologic, parcări digitalizate, clădiri verzi, energie verde, transport verde cu mașini electrice, adică direcția cam asta este. Deci orice oraș, orice municipalitate trebuie să se orienteze în această direcție. Ori, eu și ca, mă rog, reprezentant al Asociației Smart City, de fapt sunt un membru al Asociației Smart City și membru al Asociației Naționale a Administratorilor Publici, de aici legătura, cunoaștem foarte, foarte bine această nevoie de, și de altfel programele operaționale viitoare va încuraja foarte mult această direcție de dezvoltare pentru aceste, pentru comunitățile noastre. După aceea ne gândim, mi-aduc aminte și nu greșesc, pentru că în prezent este Programul Național de Dezvoltare Locală. Unii nu știu să-l pronunțe. PNDL, da. Unii nu știu să-l pronunțe, da? Da, da. De la da, dacă, chiar da. Dacă îl întreb, da. S-ar putea să avem surpriză. Știți cât de important a fost, este și va fi acest proiect care este susținut, a fost inițiat de Partidul Social Democrat, da? Și este în continuare cel mai important instrument de finanțare în mediul rural. În județul Vaslui sunt peste 400 de obiective de investiție finanțate prin acest Program Național de Dezvoltare Locală. Și când spun acest lucru, mă refer la unități de învățământ, de toate formele, de la grădinițe, școli, campusuri. Eu zic să începeți cu creșele, pentru că și creșa, și creșele, iată, la și creșele, dar am zis că acolo nu se face învățământ, ci este mai mult un program da, social acolo, da. Apoi, vorbim de apă, infrastructură de apă, infrastructură de drumuri, vorbim de cămine culturale, vorbim de extindere iluminat, reabilitare și extindere iluminat public. Vorbim de poduri podețe, vorbim de dispensare medicale, vorbim de sedii de primării, vorbim de o serie de obiective care sunt extrem de utile cetățenilor de acolo. Săli de sport, bine, săli de sport care sunt finanțate și pe PNDL, dar avem și Compania Națională de Investiții care finanțează multe dintre obiective, gen ambulatoriu de specialitate de la Spitalul Județean, câteva săli de sport în județul Vaslui. Deci, toată această responsabilitate, mă rog, de a susține aceste programe de finanțare, revin și unui parlamentar. Deci, eu vreau, nu vreau să fac o pledoarie neapărat pentru rolul parlamentarului, dar poate e bine să îl identificăm pe acel parlamentar ca un om important, nu pentru să-i dăm noi importanță că trebuie să fie el, Dumnezeu, ci este o cheie, vine, da. Este un om cheie care îți poate reprezenta comunitatea ta. Eu zic, mie îmi place să spun interfață. O interfață, locuitori, sigur. Sigur. Locuitori ai județului și onor absolut, putere absolut. Parlamentară, putere legislativă. Vorbeam de Programul Național de Dezvoltare Locală, dar să vorbim despre agricultură. Noi suntem un județ agrar. Eminamente. Județ agrar. Păi, credeți dumneavoastră că programul care urmărește susținerea fermierilor români și vasluieni nu trebuie susținut, inițiat, susținut, îmbunătățit de către Parlamentul României, deputați, senatori? Vorbim de
de odată de fermierii care sunt deja și, dacă îmi permiteți, pot să spun că au prins cheag, în sensul că au o suprafață de teren pe care o cultivă, adică au prins cheag în sensul că mai câștigă ceva peste în urma muncii, în urma produselor pe care le au ei. Mă refer acum, noi trebuie să găsim o modalitate, că tot vorbim de forța de muncă care trebuie să revină acasă, așa, forță de muncă care din trebuie... Din diaspora, sigur da? Sigur că da, din diaspora, care trebuie să se ducă odată în zona antreprenorială, fie da. Că vorbim de programe Startup Nation, fie că vorbim de alte, absorpția de către agenții economici care au nevoie în construcții, în textile, în orice alt, mecanică și așa mai departe, nu mai găsești personal calificat și oamenii ar putea veni. Pentru asta, Parlamentul trebuie să gândească legi care să permită și acelei forțe de muncă, acelor oameni, să câștige suficient de bine încât să se poată fixa în bătătura lui, în comunitatea sa, dar și agentului economic care să-și permită să-l plătească și totodată să aibă cu ce lucra, să facă față comenzilor pe care le are, indiferent de ce activitate vorbim. Iar propunerea Partidului Social Democrat în programul său de guvernare are în vedere aceste soluții pentru ca această forță de muncă să fie reabsorbită înapoi în comunitate. Mai mult decât atât, vorbim că tot am ajuns în zona aceasta, dacă îmi permiteți, de forță de muncă. Nu știu ce alte întrebări aveți dumneavoastră, dar dacă m-ați lăsat, Eu chiar voiam, da, dar întâi să terminați ideea, da. Eu chiar voiam să vă întreb, zic, domnule, bun, ok, ați vorbit de toate astea, dar așa, zic, care ar fi principalele proiecte de mari proiecte pentru județul Vaslui pe care le-ați susține să se concretizeze odată ajuns la București. Da, Apropo de forță de muncă, sunt și membru în Comitetul Local pentru Dezvoltarea Învățământului Dual și Profesional la nivelul județului Vaslui și cunosc care este gândirea la nivelul regiunii Moldova. Se pune un accent foarte, foarte mare spre învățământul dual și profesional, care ar trebui să formeze forță de muncă calificată pentru piața muncii. Sistemul este că agenții economici se scriu într-un program, astfel și într-un parteneriat cu inspectoratul școlar, respectiv cu școlile de meserii sau școlile profesionale sau liceele care au clase de meserii, clase profesionale și școlește la locul de muncă. Deci fac puțină teorie și mai multă practică. Ei, aici, în domeniul acesta, trebuie găsite cele mai bune soluții încât, și vă spun că acum ne confruntăm cu această problemă, agentul economic, antreprenorul, să fie stimulat să ia acești copii să învețe, să-i pregătească, să-i formeze și să-i și angajeze, fie că pe toți, fie în urma unei selecții, dar ca să facă lucrul ăsta trebuie stimulat. Fie printr-o deducere fiscală, fie pentru asigurarea unei subvenții, copiilor să li se asigură bursă profesională și în felul acesta să existe o continuitate în ceea ce privește ce face învățământul de specialitate și ceea ce cere și piața muncii. Deci echilibrăm puțin ce înseamnă piața muncii, că de multe ori vorbim, domnule, facem specialiști care să nu-și găsească locuri de muncă. Acest program urmărește optimizarea ofertelor școlare cu oferta pieței muncii. Apropo de forța de muncă, ca proiecte mari pe care eu le văd, proiectele mari care le veți susține dacă și pe care veți fi ales, da. Bănuiesc altfel. Păi, unele dintre ele le-am și menționat. Susținerea agriculturii. Deci da. Susținerea agriculturii județene, adică fermierilor. Aici în ce mod? Cum? Adică va trebui să asigurăm subvenții. Subvenții pentru hectarul lucrat. Corect. Pentru combustibilul
consumat. Veți ține cont de faptul că e o altă calitate de pământ aici, în zona Moldovei față de zona Bărăganului, sigur, de exemplu, pentru că mie mi se pare că odată ei scot acolo 10.000, ușor 10.000 de kilograme, corect, de grâu la hectar, iar la noi ne chinuim cu 3.000 de kilograme, subvenția e aceeași. Sigur. Deci e o discrepanță fantastică. Sigur, s-au în vedere și criterii din acest punct de vedere, dar decât nimic, automat... La asta mergeți mai... Dacă tot dăm ce măcar să dăm... Păi nu, dar și până acum, dacă luăm guvernările anterioare ale Partidului Social Democrat, da, aceste soluții, aceste măsuri au avut randament și au ajuns acolo unde trebuie. Adică pe subvențiile pe motorină, pe subvențiile la hectarul lucrat, garanții de stat în ceea ce privește credite de dezvoltare. Acum trebuie să avem în vedere o soluție în retehnologizarea acestor echipamente, acestor ferme. Adică, adică să nu mai avem urile astea. Bun, să știți că în județul Vaslui fermierii au înțeles, fac eforturi și pe fonduri europene și își schimbă, să spunem așa, echipamentele și devin mai productivi. Dar nu trebuie să uităm un lucru. Fermierii produc pentru noi, pentru țara noastră, dar pot produce și pentru export. Ei se vor bate cu fermierii din Polonia, fermierii din Ungaria, fermierii din toată Europa, da? Stați un deci, pic, trebuie dar să de aibă ce nu vă duceți la Ucraina și Rusia, de exemplu? Corect, da. Vreau să spun că Ucraina și Rusia au un alt statut. Ok, nu, dar vorbeam de concurență, concurența pe piața produselor cerealiere. Nu? Dar noi știm că în vremurile de demult, cam asta era orientarea pieței românești. Debușeul era către Est. Către Est, Est. Noi știm foarte bine. Nu ar fi lipsit de inteligență să recâștigăm o piață pe care o putem alimenta, dar nu trebuie luat nu trebuie avut sau scos din calcul și faptul că fermierii români trebuie să fie de la egal la egal cu fermierii europeni, toți fermierii europeni, pentru că altfel, neavând un preț competitiv, nu vei putea să reziști pe piață și să faci producție de calitate. Nu ai cum. Dar când vorbesc de agricultură, nu vorbesc doar de aratul pământului, da? De lucratul pământului. Vorbim de ferme de animale. Da? Da, păsări, sigur că da. Oricine... Orice ține, da? de zootehnie. Vorbim, da? De produsele acestor animale care sunt crescute. Și nu ne oprim doar la ferme și produsele acestora, ci ne referim și la integrarea producțiilor în prelucrarea industrială acestui produs. Adică, nu știu dacă ați văzut, de fapt, dumneavoastră, fiind un om informat, știți acest lucru, dar cam toți fermierii caută să-și completeze circuitul acesta economic, astfel încât să adauge, să aibă valoare adăugată la produsul său. Să aibă plus valoare, da. Să aibă, da, câștig, adică, de cauză, să reziste pe piață. Știți ce înseamnă acest lucru? Cerealele să le folosească la creșterea animalelor și să vândă superior producția. Dacă susții fermierul român, creează locuri de muncă atâta cât poate, sau măcar să-și susțină familia. Da? Este foarte important. Dar oricum, și sezonier tot creează locuri de muncă. Vorbim de produse de calitate și de o piață cu produse de calitate care aici, și unul dintre proiectele mele de suflet, ar fi o bursă în ceea ce privește aceste produse agricole. Mă refer la legume, la brânzeturi, la carne, adică ar trebui să unim forțele acestor agricultori și a agențiilor economici care lucrează în industria alimentară, câți mai avem, că județul Vaslui chiar are câțiva reprezentanți de seamă și îi felicit pentru acest lucru, pentru că este meritul lor, în ceea ce privește industria alimentară. Nu o să le dau numele, ei sunt cunoscuți,
și au rezultate și oferă produse de calitate și un mare avantaj pentru comunitatea noastră, dincolo de locurile de muncă, plătesc taxe și impozite aici, care da. Ajută dezvoltarea comunității. Este foarte Sigur. Important lucrul ăsta. Deci iată că, așa, doar pe scurt, într-o discuție, am generat un circuit al valorii, da, care a determinat sau va determina o dezvoltare a comunităților noastre. Domnule profesor, eu așa v-am zis că... Mai am și alte proiecte, stați dar... Stați numai așa, un pic, că o să vă las să le spuneți. Eu voiam doar atât să vă întreb și să vedem. Iată, toată lumea a vorbit în cadrul agriculturii, mai puțin către piscicultură. Avem în județ piscicultori, ferme piscicole foarte Avem, da. Bine dezvoltate. Din păcate, văd că nimeni, guvernul, de exemplu, nu prea se înghesuie să le acorde sprijin, adică la motorină, la subvenții câte și mai câte sau... Și, da, într-adevăr. Și ei lucrează foarte, foarte... E greu și pentru ei, foarte greu chiar. Dumneavoastră aveți dreptate. În programul Partidului Social Democrat eu am sintetizat doar anumite informații, dar în acest program se regăsesc și acești piscicultori, se regăsește și aniful, da? În ceea ce privește, noi suntem într-o zonă secetoasă și știm anul acesta cum a fost și cât de greu, și nu numai anul acesta, vorbim de lucrări de îmbunătățiri funciare, de irigații, care înseamnă valorificarea apelor de suprafață, valorificarea apelor subterane acolo unde este necesar. Asociația Agricultorilor din județul Vaslui a ridicat de fiecare dată problema refacerii sistemului de irigații. Revenind la întrebarea dumneavoastră, sigur, și piscicultorii, când vorbesc de agricultori, agricultură, când vorbesc de ferme, luăm în calcul și fermele piscicole, care într-adevăr sunt destul de bine reprezentate în județul Vaslui și chiar sunt de lăudat pentru că produc pește de calitate și nu întâmplător spun acest lucru, pentru că dacă ne uităm că ajungem într-o altă problemă, fără să vrem, dăm din alta, ajungem în supermarketuri și ne uităm ce fel de pește cumpără vasluienii, ce fel de pește cumpără românii, cred că nu mai e nevoie să dau un răspuns. Unde nevoie se duce? De sprijin nevoie... a piscicultorilor. Sigur că da. Deci, sigur că da. Deci de asta spun că ar trebui o bursă de agricolă în care toți să-și găsească posibilitatea să-și valorifice aceste produse. Pentru că numai în baza acestei burse, numai uniți prin asociații și prin aceste forme, să avem puterea ca noi, județul Vaslui, care de aici mâncăm, aici producem, fiind un județ agricol, să putem valorifica aceste produse, să nu fim sufocați de produsele importate și totodată să ne creăm o piață a noastră, indiferent care este ea. Important este să aducem plus valoare, fermierii să se dezvolte și în egală măsură și locuri de muncă și standarde de viață și... Deci mediul privat se va dezvolta în direcția lui, autoritățile publice să aibă grijă a infrastructurii pentru a permite circulație și așa mai departe. Da. Adică e un pic partajată responsabilitatea Sigur. În ceea ce privește dezvoltarea. Eu voiam să aflu și să mai aflu opinie și în ceea ce privește legăturile, conexiunile județului Vaslui cu Europa, pentru că și aceste conexiuni se pot face pe căi rutiere moderne, autostrăzi. Ce facem cu autostrăzile? Dacă vorbim, ca să prezentăm așa un cadru general, dacă vorbim de legătura Vasluiului, județului Vaslui cu Europa, avem, dacă vorbim, legătura aeriană, aeroportul Iași, aeroportul Bacău. Cele la îndemână. Mai este și cel la Suceava, dar nu, e peste mână. E peste mână. Așa. Nu, e clar. Poate, nu știu, dacă în premieră sau poate aceste lucruri se cunosc, eu am apreciat foarte mult, cum să vă spun eu, cutezanța domnului primar Pavel în perioada 2008-2012. Au fost inițiate niște demersuri
pentru construirea unei piste de aeroport în municipiul Vaslui. Pe Valea Bârladului, curenții de aer, toate studiile, toate, ne-am gândit că acolo ar putea fi o zonă, bine, între Iași și Bacău, în contextul în care Iașul se bătea să-și prelungească pista de aterizare și decolare. Da, Bacăul la fel, pentru că nu corespundeau unor norme și nu puteau primi avioane de o anumită capacitate și așa mai departe. Și chiar dacă pare un pic așa năstrușnică ideea, ideea vine de prin 1990, cam așa ceva. Mă rog, în fine, da. Și s-a reluat această inițiativă în ideea că poate este o cheie în ceea ce privește dezvoltarea județului Vaslui. Județului, da. Municipiului și implicit a județului. Adică s-a căutat orice oportunitate în această direcție. Din păcate, proiectul a rămas așa latent. Pentru a rămas în fază de proiect. Costurile, da, costurile erau destul de mari, trebuia, da, și iată legătura cu Parlamentul. Dacă exista sau există o susținere în această direcție, și acum nu, să fim sinceri, și cu noi înșine, dar și cu alegătorii, și cu cei care se uită la noi. Cu o floare nu se face primăvară, adică nu se duce caragață în Parlament și toată lumea la comandă face ce spune el. Da, acolo absolut. Trebuie să existe o înțelegere, o analiză, o capacitare a grupurilor parlamentare în ideea ca, eu știu, un proiect să capete o valoare. Trebuie să nu uităm faptul că noi vorbim de strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung. Adică dacă vă uitați acum și chiar directivele europene solicită ca nicio dezvoltare sau nicio comunitate care este și normal în dezvoltare să nu mai facă ceva haotic, ci să aibă o strategie, o direcție. Iar această direcție vine în urma unui studiu, în urma unor consultări, dezbateri cu cetățenii, cu antreprenorii, cu toți factorii implicați în această direcție. Ei, revenind, pur și simplu această idee legată de aeroport sau de orice alt obiectiv, nu mă duc eu acum și spun, domnule, uite, vezi că da, ar fi bine să facem. Și realiza, da, trebuie să fie un studiu, să capacitezi un grup politic și așa mai departe, să vii cu argumente clare, să faci un scenariu și un model, un model în ceea ce privește ca acel proiect capătă și are o valoare. Pentru că nu întâmplător spun lucrul ăsta. Poate ideea a fost năstrușnică când am spus-o pic mai înainte. Dar ia gândiți-vă, la nivelul politicii de coeziune, la nivelul Uniunii Europene, unul dintre punctele cheie reprezintă eradicarea sau reducerea disparităților economice la nivel teritorial. Păi, dacă este să luăm în calcul ceea ce spune această directivă, și dacă vă uitați, această directivă se regăsește în toate strategiile, în toate discursurile politicienilor, în toate discursurile autorităților publice locale. N-ar trebui, că tot vorbim de județul Vaslui, că este cum este, că e la limita de est, că e la limita limitei, că nu știu unde este, că e sărac și mai e cum mai e, sau că Moldova este vai de steaua ei și că este ultima regiune din Europa, n-ar trebui ca guvernanții, n-ar trebui ca acel parlament să ia în calcul niște măsuri și instrumente de finanțare să reducă aceste decalaje, să reducă aceste disparități economice la nivel, da, teritorial? Autostrada Moldova, păi, asta spun. Aeroport, Transilvania. Autostradă. Acum eu am auzit fel și fel de variante. Eu personal am participat la niște dezbateri prin țară legat de stabilirea master planului general al României în materie de transport. Și am văzut o serie de variante și de alternative. Că autostrada trece prin casa nu știu cui, pe deal, pe vale, pe Valea Siretului, pe Valea Tișița Albița și mai știu eu unde. Dom'le, am înțeles că ultima variantă fezabilă ar fi autostrada Târgu Mureș Iași-Ungheni. Băi, să o facem pe aia, dacă da. Este.
să o facem pe aia, că noi Vasluiu, noi Vasluiul am ajunge repede, deci la această autostradă. Să o facem pe aia. E drept că noi avem Albița, este cea mai mare vamă din estul Europei. Și măcar pentru acest lucru am meritat o autostradă. Măcar pentru faptul că am zis că, domne, să implementăm obiective care să reducă aceste decalaje economice la nivelul Moldovei, la nivelul țării, la nivelul, la nivelul Europei. Cred că ar fi fost de bun augur o ramură a autostrăzii să vină și pe aici, să o ia, nu știu, să permită o legătură cu Albița. Pentru că, din punct de vedere economic... Adică o șosea rapidă, vă gândiți, Albița, Vaslui, Iași. O șosea rapidă, cum e, că e expres, că e... Cred că autostradă, în momentul de față, eu nu cred că va face cineva o autostradă, Tișița, Albița. Nu cred. Cel puțin la momentul în care deja vorbim de un master plan aprobat, care este un fel de strategie națională. Dar măcar să o facem pe aia. Să o facem pe aia care am zis că o facem, că am zis că facem de ani de zile autostrăzi. Măcar pe aia să o facem și după aia facem și drum expres și după aia, dacă le legăm pe astea naționale cu expresul și cu, altfel ce lucrurile românii și altă perspectivă economică și socială păi, va fi. Păi eu, foarte mult după părerea mea, de afaceri nu eu așa sau... Zic. Deci, infuzia că, de capital întârzi aici iată în că zonă este, pentru că am scos în evidență că este o mare bătălie la centru acolo la, de stabilire care pe care, ce proiecte, în ce direcție. Ei bine, nu mai zic că unii când au auzit de autostradă au început să cumpere terenuri. Nu mai zic de asta, asta o lăsăm. Pentru că, din păcate, din fericire, sunt foarte mulți întreprinzători din ăștia care imediat cum văd o chestie, o oportunitate, pac, se bagă și ei. Un alt proiect de suflet, apropo de disparitate teritorială, eu sunt membru în Consorțiu Regional de Inovare la nivelul la Agenției de Dezvoltare Nord-Est. Și recent s-a aprobat strategia de dezvoltare a cercetării și inovării în dezvoltare specializată. Și aici se pune accentul pe legătura între mediul academic, științific, antreprenori, autorități locale pentru crearea acelei oportunități de dezvoltare. Și să nu spuneți că iar este o idee năstrușnică, pentru că Vasluiul este parte a acestei strategii, am avizat favorabil această strategie și invit, pentru că nu avem posibilitatea să prezentăm această strategie, că e destul de stufoasă, invit pe cei interesați să intre pe site-ul Agenției de Dezvoltare Nord-Est și vor găsi această strategie cu oportunități, cu profil socioeconomic, cu stabilirea nișelor de dezvoltare specifice fiecărui județ, pe oportunități de dezvoltare și multe alte lucruri. Și aici vin că la un proiect care l-am început, l-am propus în portofoliu de proiecte la nivelul Consiliului Județean Vaslui, susținut de conducerea trecută și actuală, vorbim de Centrul de Inovare și Cercetare care în domeniul valorificării superioare a deșeurilor din agricultură. Pentru că sunt o serie de deșeuri care în agricultură care pot fi valorificate superior. Și am spus, domnule, este o oportunitate, un județ agricol cu cantități de deșeuri agricole atât de mare. Da, restul poate, vegetale, se poate, sigur. Se poate implementa un acest proiect. Din păcate, la nivelul anului 2014 s-a stabilit, 2013-2014 s-a stabilit că finanțarea ar trebui să fie 50-50, valoarea era undeva la peste aproape 6 milioane de euro și ar fi trebuit ca bugetul local să suporte un cost imens din acest punct de vedere. Care nu se reușea, nu se găsea sursa de finanțare, bănuiesc. Da, poate va fi reluat, această idee de proiect va fi reluată și să o putem implementa. Repet, nu vorbim de parc industrial. Da, am deci înțeles. Deci vorbim de un centru de cercetare și inovare la nivelul județului Vaslui, ca la fel o poartă
de dezvoltare într-o anumită zonă. De ce vă spun? Uitați-vă, iar nu dau nume de agenți economici. Paradoxul este că, așa cum este județul ăsta, sunt agenți economici care valorifică și au patente în urma contractelor cu diferite universități din București sau din Iași, da, în ideea valorificării superioare a deșeurilor provenite din ferma respectivă. După întâlnirea noastră o să vă dau și exemple. Au stat la baza și încurajarea noastră la Consiliul Județean că se poate. Și am zis că îl plecăm de acolo, împărtășim experiența lor și vom face acest lucru. E ceva de brichetele, acele brichete. Exact, odată... brichetele, valorificarea lânii, da, pentru da, din băgate lâna din nou stă aruncată. Pentru că n-avea valoare și am zis că așa îi dăm o valoare superioară. Adică au fost multe aspecte lâna care... Lâna pentru izolație, nu? Da, structuri. Sigur că da. Exact. Izolare, structuri. Sunt multe aspecte... Și n-aș vrea să vorbesc doar de municipiul Vaslui. Vorbim de municipiul Bârlad. În prezent are în execuție centura ocolitoare. Este un proiect care se va și finaliza. Consiliul Județean are în portofoliul său de proiecte un al doilea drum strategic, apropo de legăturile în județ, da? Da. Are un al doilea drum strategic, cum l-am numit noi pe ăsta, care deja este în execuție. Care leagă Bârladul de Codăiești pe partea, da, Alexandru Avuță. Și avem acest nou drum strategic care leagă Poghidia, Coroiești, Iana, Dragomirești. Dragomirești, da. Da. Adică am dat câteva localități care ar trebui să permită și bârlădenilor acces facil către nordul județului, către sudul județului, și pe lângă acest drum strategic care l-a spus dumneavoastră, Bârlad, Laza, Poenești, Laza, Codăiești, județul și spre nord județul Iași, reușește să permită o circulație corespunzătoare în ceea ce privește transportul rutier. Da. Iată că sunt multe de făcut. 4 minute mai avem. Păi lasă-mă, eu de asta m-am uitat la dumneavoastră, vreau să vă întreb dacă mai avem timp. Eu voiam să vă întreb un pic, ce de pandemia asta ce ziceți? Of, Doamne! dacă tot, da, să încheiem într-un ton mai, nu știu cum. Să vedem ce chiar zice... Ce ziceți așa ca reprezentant al principalului partid de opoziție? Promit că o să mai vin în emisiune la, da, dumneavoastră, pentru că mai avem câteva săptămâni de campanie și mi-aș dori să mai vin pentru a discuta și alte lucruri. Legat de pandemie, s-ar putea să atrag criticile unora sau simpatiile altora din acest punct de vedere. În prezent, părerea mea este că România se află într-o zonă extrem de confuză în ceea ce privește măsurile care s-au luat, se iau legat de gestionarea consecințelor legate de pandemie. N-am înțeles niciodată că sunt aceste informații calde. De ce închidem piețele, da, și lăsăm supermarketurile deschise? Și vă dau un argument. Închidem piețele, omorâm comercianții aia, producătorii, că am văzut că sunt unele discuții, că nu, domnule, să stea numai producătorii, nu, domnule, băi, și comercianții și producătorii sunt oameni. Nu intru în detalii, în amănunte, ce fac unii, ce fac alții. Oamenii ăia își câștigă existența. Oamenii ăia sunt furnizori de produse locale, importate, dacă mă refer la comercianți. Dar nu toți oamenii se duc să cumpere din supermarketuri sau hipermarketuri. Unii oameni, o viață, asta au făcut. S-au dus în piață și au ales cu mâna, cunosc cu producătorul, cunosc, deja este o rețea. Închizând această piață, omori economic niște oameni și în egală măsură, în opinia mea, nici nu stopezi răspândirea virusului. Și vă spun și de, da, ce. Toți oamenii ăia care mergeau în piață se vor duce în supermarket și vor crea aglomerație. Ați fost vreodată la cumpărături într-un supermarket într-o oră de vârf? Nu, n-am ajuns, am evitat.
să vedeți. Păi ați evitat. Dar credeți dumneavoastră că... Eu am vrut să fac prin comparație. Credeți că închiderea piețelor este o soluție bună, o măsură bună? Spunându-vă lucrurile acestea, adică eu nu văd, pentru că oamenii va trebui să-și cumpere, să se aprovizioneze și te duci în hipermarket, acolo mașini, oameni, într-adevăr spune că în supermarketuri se respectă regulile. Băi, dar dacă o să fie foarte mulți oameni, nu ajungi la un moment dat să iei măsuri, băi, voi stați afară, intră ăștia, ies ăștia, mai intră doi, mai intră cinci. Da. Păi, același lucru nu putea să-l faceți și în piețe. Dom'le, stați un pic, ia să vedem. Puneți doi jandarmi într-o parte și în alta, că tot îi prigonim pe români cu poliție, cu jandarmi. Deci atâta știm. Deci, de asta vă spun că nu este gestionată pandemia asta decât... Oamenii sunt i-am culpabilizat în totalitate, că sunt răspândaci, că sunt irresponsabili, sunt tot felul, numai români de bună credință nu sunt. Da. 21:59 s-a terminat. Am închis școlile. Am închis școlile. Autoritățile locale, nu guvernul, au pus plexiglas, da? Ca să nu spun altfel. Au cumpărat laptopuri și camere. Au cumpărat dezinfectanți. Au făcut platforme, au susținut și au făcut platforme de educație. Păi măcar să fi lăsat în regim hibrid. Nivelul de anxietate la nivelul copilului și la nivelul profesorului este atât de mare încât lucrurile, nu știu cum, nu știu ce generație de copii, ce generație de profesioniști vom avea noi ca efect al acestor măsuri în pandemie. Da, avem timp să mai discutăm, da, mai și vom mai discuta. Mulțumesc sigur, foarte da. Mult! Eu vă mulțumesc, prieteni, la emisiunea de promovare electorală din această seară a fost prezent domnul Valeriu Caragață, candidat PSD la Senatul României. Eu vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Îi mulțumesc și invitatului meu. Noapte bună! Mulțumesc pentru atenție, dacă îmi permiteți. Vă rog. Și cred eu că Partidul Social Democrat este o alternativă clară pentru România. Vă rog, da. Noapte bună, prieteni, la revedere! La revedere, o seară bună!